Bună ziua! Astăzi vrem să prezentăm în exclusivitate fountainmap.com. Este o hartă care folosește datele din OpenStreetMap și puteți vedea cele peste 2300 de locații, iar dacă doriți și aveți cont de OpenStreetMap, puteți să-și editați un nod, precum puteți să-și adăugați un alt nod nou. Trebuie mai întâi să vă logați cu OpenStreetMap-ul, o să încerc. Și ce putem adăuga? Putem adăuga dacă e apa bună de băut, dacă există și pentru câine jos sau dacă există apă îmbuteliată. Iar dacă dați click pe mai multe detalii aici, mai puteți adăuga anumite lucruri. Dacă e doar vara și nu e iarna, dacă este undeva în cinta unei case, dacă are un nume, dacă e privată sau nu. Și dacă încercăm acum să adăugăm, o să vedem că ne spune că nu suntem autentificați și o să ne trimit. Ar trebui să ne trimită pe site-ul de la OpenStreetMap ca să ne autentificăm. Okay, în mod normal trebuie să ne autentificăm, acum văd că a făcut altceva, dar în mare aceasta este harta și dacă mergem de exemplu în București, putem vedea peste 140 de locații. Și, de exemplu, dacă știți de una dintre ele că nu știu, numai de actualitate și la fel, dacă vedeți cele cu roșu, cele cu roșu sunt, înseamnă că nu e apă potabilă, este apă care curge la niște toalete, poți să speli pe mână, dar nu e de băut. Cum vedem aici, aceasta la fel, de la toalete există, dar nu e de băut, pe cum această cișmea există, doar că este doar în anumit sezon disponibilă. Și sunt mai multe, deci avem drinking water, avem springuri, izvoare și sunt mai multe tag-uri care se pot folosi în OpenStreetMap. Recomandarea noastră, puteți adăuga când adăugați o sursă, puteți lăsa drinking water dacă nu știți mai multe și doar bifați aici și poate să fie ok. Așteptăm contribuțiile voastre, momentan aplicația este în lucru, codul este pe GitHub. Iar dacă doriți, nu recomand să testați momentan pe mobil, încă nu e optimizat pentru mobil, e optimizat doar pentru desktop, dar o să modificăm încât să meargă cât mai bine și pe mobil. Puteți vedea deci în orice zonă sunteți. Și încă ceva care n-am arătat, la fiecare dintre ele, dacă mergem, de exemplu, în Arad, unde sunt eu acum, și dacă găsim una dintre cișmele și dacă dai click pe route to here acesta și dai dreptul să știe unde ești tu, după aceea îți poate arăta și cum poți ajunge de unde ești tu până la cișmea. Și dacă dai click pe oricare dintre astea, să arată segmentele pe care trebuie să le iei ca să ajungi la destinație. Iar nu știu acum unde găsesc, dar sunt anumite cișmele, dacă au și poză, poză făcută cu Mapillary, se poate adăuga tag-ul și după aceea când vei da click pe una dintre ele o să-ți arate și poza de Mapillary. Acum nu avem, nu știu exact unde sunt cele cu Mapillary ca să le identific, dar am testat și mergea asta și atunci când o să vedeți unele dintre ele o să vedeți că o să apare și poza cu cișmeaua dacă este adăugat acel tag în hartă.